dai că stel pe ăla îmi făcea cu ochii, ești nebun. Hai, de accelerează. Ține bine, volanul drept, că ne-am dus. Uite cum rapa craterul, să mă bată tata. Mamă! Dai, dă minunea! Salut retro, eu sunt Andrei și bine m-am regăsit la un nou car vlog. De această dată am adus-o pe Miruna la volan și nu am adus-o pe volan să se joace pe jocuri video. Astăzi va conduce în viața reală, într-un poligon. Am văzut deja cum se descurcă în jocuri. Băi, e verde. Da, e verde, tu ce faci? Ce că băi, e verde. No! Oh, brr. Nu! Încearcă să nu te grăbiști deloc. Nu uitați, dați acolo pe butonul drag dacă vreți să vedeți carvloguri cât mai dese și poate o mai aducem pe Miruna. Nu este complicat de condus, Miruna. Să vedem cum se descurcă. Centura mai tine. Să mă bată tata, voi vedeți cât de în față. După tragem de manivel. Ce e asta? Așa. Trecem mai drept, așa. Deci Miruna este la școala de șoferi. A trecut deja peste jumătate din orele de condus. Mai are puțin și trebuie să dea sala. Mai zic că mă fac de râs. Păi de ce te faci de râs? Ce pot să zic? O să ne plimbăm pe aici, o să avem o discuție, să vedem cum se descurcă Miruna la condus. O să poate să facem o plecare din rampă, niște parcări, niște slalom, ceva așa lejer, înțelegi? Înțelegi. Da. Pune contactul. Acum ai pus contactul. Uite-mă că apar și la tine butoane de-astea. E bine. Aprindem. Bine. Mi-ai pus rana de mâna? Da, păi trebuie să o pun, că altfel pleca mașina. Te-ai văzut? Acum, Miruna, să vedem plecarea Mirunei. Hai ușor, Miruna, ușor. Ambulanța în exact. Exact. Da, unde mi-ai arătat și mie accelerația? Turometru, nu ai, turometru la uzi. Hai, de, accelerează. Oh, mamă, dar ce lin. Ați văzut cum a plecat? Mamă, lejer așa. Ușor, da, aici sunt grom, n-avem ce face, Miruna. Mamă. Vedeți că se descurcă foarte bine, ești nebun, Miruna. Lui Uzi a murit de două ori motorul la început, ești nebun. Ia uite ce se descurcă. Acum Miruna va trebui din stânga. Așa. Și faci slalom. E foarte ușor cum a zis. Da, e foarte ușor cum a zis. A, că n-are rezervă, corect. Am dat cu mâna geam. Hai, ușor. Da, la asta n-are. Ușor. Să mă bată tata. Damina, nu accelera așa tare, ușor. Nu o să iau pe acolo. Nu mai accelera, ia ușor. Da. Așa, ușor ca să poți să apuci să-l iei. Și ia tare de volan. Învârte-l așa. Hai că faci niște mușchi. Dai dreapta deja. Ușor, că aici e boschet. E ok, e chill. Gata, mă, hai mă, hai că e bine. Da, mă, am uitat că Miruna trebuie să facă aici sală. Hai, te-ai făcut încălzirea? Gata, mă, ți-ai făcut încălzirea. Care e partea volanului? Încolo. Gata. Spuneți acolo în comentarii, vouă, cum vi se pare că se descurcă? Adică, pentru prima dată când conduce Matizu, eu zic că e chiar ok. Nu știu, spuneți-mi acolo în comentarii, eu zic că se descurcă destul de ok. Adică nu are permisul Miruna, v-am spus, dar suntem într-un poligon aici, toate astea, nu are permisul. Urmează să și lea și ea. Și fac că se descurcă, după cum vedeți, Miruna face pe o Dacia Logan 2021. Miruna vrea să-mi arate care are accelerația acolo. Și benzină. Da, e la fel ca asta, Miruna, deci de-aia se descurcă destul de bine. În ce parte o iau? Dreapta. Un semnal acolo, ca să fim și noi o idee. Te scoate sunete semnalul. Scoate, Miruna, scoate. Avem claxon, avem frâne, avem tot ce ne trebuie, Miruna. Se uită ăștia la noi. Dai. Tu nu prea miști prea mult volan, nu observ așa. Trebuie să-l miști mai cu multă încredere. Dai în a doua. Ambreia și a doua. Gata. Ia uite, vezi? Oh, ce se descurcă, mă, Miruna? Toate groplele, dar e ok. Auzi. E frică puțin, mă, de că fac viteză. E bine, un pic să știi că da, un pic acolo, dar am încredere că știi care e frâna și știi să reacționezi la frână. Și o să faci un ocol, așa, efectiv, înțelegi? Ușor. Dă-i în întâia dacă vrei ca să nu cumva să mă următorul. Sau... Cum să moară motorul? Ok, ușor și acum iau din larg. Da.
Dai că stâlpul ăla îmi făcea cu ochii, ești nebun. Ok, ok, we chillin. Deci Miruna este, cred că, ultima persoană care o să profite de matizul ăsta. Așa că bucură-te de el, Miruna. Pentru că, uite pe unde mă... Da, dă-i și pe aici, dă-i și pe aici. Ok, e bine și pe aici. Chiar e ok, cât mai avem. Am simțit-o până măduva oaselor, Miruna. Te zici tu mai la dreapta. Da, ai, săracu matiz. A încasat multe la viața lui, dar are decât 87.000 de kilometri. Bă, o să facem și eu o plecare de rampă, dar mai întâi vreau să facem o parcare. No. Hai mă, că ți iese. E no. Ușor cu asta. E ușor. N-ai făcut nicio parcare tu, de fapt. Nică de mi-ai spus, nu? Da. N-ai făcut parcări, nu? Nu. No. N-am făcut parcări, Miruna, până acum. Dar facem. Vrei să facem parcare? Da. Bine, Miruna, atunci, da, uite. Aici facem? Să... Hai să dai acolo la parcare laterală. Laterală? Da. Uite așa, deci trebuie să te poziționezi, uite așa, Miruna. Da, da. M-am făcut și instructor, ce abia mi-am luat permis să mă fac și instructor. Dă-i mașarier și ea începe, deja ia maxim de volan stânga ea. Ea încearcă să-i... Dimers, da. Așa stânga. Mamă, dar n-are servă direcție, Miruna. Hai, dă-i dă-i cu spatele. E la maxim, da? Nu e la maxim, mai merge mai mult, dai seama, dar dă-i cu spatele. Așa și dă-i de volan. Da, ușor. Ușor, dă-i un pic. Dă-i un pic în spate. Dă-i un pic în spate, dă-i. Dă-i în spate. Ok, stop. Acum, deja bag-o drept, Miruna. Hai, Miruna, fii bărbat. Și o bag în amtâia. Nu, n-ai ce o treabă să te mai duci în față. Doar în spate te duci. Stânga? Stânga maxim. Stânga, nu dreapta, stânga. Stânga. Așa. Stânga. Da, stânga, așa. Stânga. Bravo. Dă-i maxim. Păi e maxim, cred. Stop. Ia fi antenă ce parcare țâțărămâț ai făcut. Deci n-ai idee ce parcare țâțărămâț ai făcut. Ia zi, Miruna. Ui, ce bine ai făcut-o. E țâțărămâță, Miruna, sincer îți zic. Mai bine data n-aveai cum să o faci. Deci e... Bine, n-a făcut-o Miruna, dar... Ba făcut... da, eu am făcut-o. Bă, da, tu ai făcut-o. Că eu am condus. Da, da. Hai, de, ieși de aici acum. Te mai lauzi mult, Andreea. Nu mă laud eu. Aaa, unghia! Hai să mergem să facem o rampă, Miruna. Vreau să facem o rampă. No. Vreau să facem o rampă, no. Miruna, acum. Ba da. No, eu cred ba, că da. Nu vrei. Ba da. Hai, dă-i cu spatele. Nu te grăbesc, Miruna. Da-mi volanul strâm. În ce parte e? Bă, e volan... Wow! Stai puțin, Miruna. Așa. Dă-i un pic. Dă-i. Are volanul strâm, Miruna. Nu știu, guys, părerea voastră, eu sincer aș spune că conduce mai bine în viața reală decât conduce în joc. Vă spun sincer, nu știu dacă și e aceeași părere ca a voastră, dar parcă conduce mai bine în viața reală decât conduce în joc. Ocolici noi groapa aia, craterul ăla de acolo, Miruna, ca să ține și noi un pic la mai. Ah, e o groapă acolo. Oh. Da, Miruna nu prea, încă nu analizează gropile. Ia să vedem dacă... Gata, stop. Stop, ești bine, Miruna. Ok, deci și o să facem, Miruna, în felul următor. Nu vreau să urc. E, o să poate se întâmple, Miruna, să-ți mor motorul. Nu e absolut nicio problemă, ok? Tu ai făcut poate pe o rampă care nu e chiar așa de rampă, nu? Nu, asta e de lichid de parbriz, Miruna. Asta e lichidul de parbriz. Și noroc că nu mai avem așa de mult, așa. Manevra o să fie următoarea. Te urci pe rampă și pui frână fix când ești pe rampă așa, înțelegi? Pui trai frâna de mână și bacea plecăm de acolo, înțelegi? Da. Ai mai făcut treaba asta, mi-ai spus tot la fel cu frâna de mână, nu? Da. A fost o rampă ca asta, așa? Da, am fost acolo la Carrefour jos. A, gen tot rampă ca asta e. Dei, accelerează. Accelerează și să pui ambreia și frână. Ambreia și frână. Gata, da? Mi-e frică! Avem frâna de mână trasă, Miruna. Și o lași și dai cu accelerație. Dar accelerează după acum ca să știi cu aia acolo, la înturații și lași ușor ambreiajul. Îmi fac instructor, guys. Că aveam una care ușor. Lași ușor ambreiajul și accelerează. A, e, nu e ok, nu e problemă, frână. Ambreiaj. Bă, până facem asta să moară de 5 ori, să moară. Așa, accelerează și lasă ambreiajul și ca să plece. Așa, hai, de accelerează. Ține bine, volanul drept, că ne-am dus. Mamă. Mamă, ce m-ai speriat. Bravo, a fost bine. Și nici nu ai turat-o aiurea să fie turat acolo, să plece aiurea. Bravo.
Mă panicam acolo că poate Bira făcea așa și eram acolo, nu, nu. Să nu cumva să fac așa că ăia era. Bă, dar vedeți că se descurcă foarte bine la plecarea de pe loc. N-are nicio treabă, Miruna. Crede-i, Miruna. Dă-i acolo cu a doua, măcar să nu mai facem așa. Așa, a doua, bravo, hai dă-i. O bag Miruna în scaun, ești nebun. Dă-i dreapta, hai. Da, din păcate nu știu cum să repar chestia asta. Dreapta, 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 că uite groapa, craterul, să mă bată tata. Mamă, dai, dă, Miruna. Ușurel, accelerația aia, Miruna. Încerc, dar nu știu de ce tot. Dă-i, Miruna, dă-i, dă-i, dă-i să rupă bala mare, dă-i. Dă-i pe acolo, dă-i pe acolo, dă-i dreapta, dă-i dreapta, dă-i stânga. Așa, dă-i pe acolo. Dacă îți place ție pe aici, pe aici, nu e problemă. A, s-a pus pe toată șoseaua, Miruna. Hai, dă-i puțin. Wow, 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 stânga, 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 dă-i stânga, doar pe șosea să fim. Nu în zi, atâta. Dă-i în față, dă-i în față, dă-i în față. Oh my god, guys, spuneți-mi acolo în comentarii neapărat cum s-a descurcat Miruna. Pă, am condus ok după mine, dar... Eu zic că te-ai descurcat chiar ok. Se vede că ai condus și prin trafic. Gândiți-vă că Miruna e avansată față de cum eram eu în poligon. Eu când mă plimbam prin poligon nu am mers niciodată în trafic. Miruna acum, când s-a plimbat acum în poligon, deja are ore prin trafic, destule. S-a plimbat prin trafic, Miruna știe care e treaba. Sunt prea nebună. Dar e bine că uite, ai învățat un pic acolo să faci o parcare laterală, o idee acolo. Și o să înveți oricum și la școală, cel mai probabil. Cam atât a fost cu acest car vlog. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să intrați și pe canalul Mirunei de YouTube. Aveți linkul în descriere acolo, să dați voi acolo un subscribe. Eu am fost Andrei alături de Miruna. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți car vloguri și noi ne auzim data viitoare. Vă pup, guys. Ciao.